Anul trecut au fost regenerate peste 700 de hectare de păduri, dar pentru 2017 suprafața ce urmează a fi împădurită este ceva mai mică. Pentru anul 2017 se lucrează la fundamentarea planului de împădurire. Până acum avem propuse 616 hectare de a fi regenerate în anul 2017, plus 53 de hectare de completări a plantațiilor executate în anii anteriori. Cei mai mulți puieți vor fi plantați în zona Poienile de sub munte, unde se vor face împăduriri pe o treime din suprafața totală prevăzută pentru anul în curs. De asemenea, în zona Ocolului Silvic Mara sunt prevăzute împăduriri ce însumează 65 de hectare. La Dragomirești se vor face plantări pe o suprafață de 60 de hectare, iar la Tăuți puieții plantați vor acoperi o suprafață de 46 de hectare. Materialul săditor este obținut din pepinierele proprii ale Direcției Silvice Maramureș. Vom folosi 1.684.000 de puieți forestieri, din care 1.137.000 de rășinoase, iar diferența de 547.000 de foioase, puieți exclusiv produși de către Direcția Silvică Maramureș. Cele 89 de pepiniere silvice din județ măsoară 24 de hectare.